De joi la prânz, iarna și-a intrat în drepturi la Botoșani. A început să ningă abundent, iar drumurile s-au transformat în adevărate capcane pentru șoferii prea grăbiți sau cu autoturismele nu foarte bine pregătite pentru condițiile meteo defavorabile. După o noapte grea, ninsoarea continuă să cadă la Botoșani. În județul Botoșani continuă să ningă, drumurile sunt însă practicabile. Singura problemă ar fi viscolul care ar putea aduce zăpada de pe câmp direct pe carosabil. În momentul de față, atât pe drumurile județene cât și pe drumurile naționale se intervine cu utilaje pentru dezăpezire. Pe niciun tronson de drum nu sunt probleme deosebite. Noi avem în tot județul 39 de utilaje care acționează în cele patru baze ale noastre. În Năsăveni, Dorohoi, Trușești și Botoșani. Din care 27 sunt autoplug corespunditor, 4 sunt autogredere, 4 autofreze și 4 încărcătoare frontale. Cu astea noi lucrăm la desăpezirea județului. S-a intervenit la nivel de ședine Botoșani cu 38 de utilaje și s-a acționat cu 751 de tone de sare în aceste aproape 24 de ore și cu 12,6 tone de clorid de calciu. La ora actuală, toate drumurile din Botoșani sunt la negru. Deci nu sunt probleme pe drumurile naționale. Cele mai expuse viscolului și formării sulurilor de zăpadă sunt drumurile județene, situate în preajma câmpurilor deschise și fără protecția parazăpezilor.